TVR3 ne face o mare bucurie de 1 mai. Reia spectacolul Puricele de la Teatrul Notara. L-am jucat 18 ani. În prima variantă eram colonelul Ferraion, patronul bordelului. La un moment dat îi întâmpinam pe toți oaspeții și îi repartizam pe camere. La un moment dat trebuia să intre Dana Dogaru, care n-a intrat. Dându-mi seama că nici nu va intra, nu puteam să rămân în scena aiurea în tramvai și am ieșit ușor, în culise, pe sub scara pe unde trebuia să vină Dana Dogaru. Am intrat în culise, am văzut-o că vorbea și am spus: fătul e sănătoasă la cap, trebuia să fie în scenă. Nu vă spun cum a reacționat, într-o secundă a fost sus pe scară și a intrat în scenă. Vă invităm să vedeți acest spectacol și să ne bucurăm împreună de 1 mai.